începem serviciul nostru din dimineața aceasta, rugăm pe Dumnezeu cu cântarea de la numărul 4. Noi lăudăm astăzi pe Hristos, Cel ce ne mântuie pe toți, care vin la El, ne mântuiesc din inimă Lui Hristos. În casa ta astăzi și în viața noastră de zi cu zi, sinele să te răziți de ori și să ascultăm. Te rugăm frumos, Doamne, ca întreaga lucrare din ziua de astăzi să cu bine cuvintezi Tu, să pregătești Tu, să ne ajuns, Doamne, Doamne, din cerul să aducem Ție slavă, laudă și cinste și noi să putem să învățăm din cuvântul Tău ca să putem să suntem așa cum Te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi și să ne cuvintezi totdeauna. Amin. În dimineața aceasta, pentru timpul nostru de rugăciune pe care avem, aș dori să citesc din Roman, capitolul 8, începând cu versetul 1. Roman, capitolul 8, de la versetul 1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, primețând legea păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu.
Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, nu ne mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un Duh de robire, ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înviere, care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Însă Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Vă lăudăm pe Dumnezeu și cu strofa 1 și 2 din cântarea 225. El m-a condus, ce glorie, cuvinte de mângâiere, oriunde aș fi, orice aș face, mâna Domnului mă duce. 225. Creștinul trăiește după Duh. Așa este titlul capitolului 8 din cuvântul pe care l-am citit și Duhul Sfânt este puterea care ne ajută să trăim o viață sfântă. În versetul 1 avem aici o veste bună. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Avem aici o veste bună că noi nu mai suntem sub nicio condamnare. Pentru că cei ce sunt în Hristos au libertate. Dar avem o atenționare aici. Trebuie să avem mare grijă. Pentru cei care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să ne dăm toată silința în a trăi în viața noastră doar după îndemnurile Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să trăim o viață sfântă.
Legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și aceasta prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Căci Dumnezeu o sândi păcat în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, după îndemnurile Duhului. Vedem în aceste versete că se repetă foarte mult lucrul acesta. Trăirea după îndemnurile Duhului, nu după firea pământească. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pentru că umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este răzmășie împotriva lui Dumnezeu, căci el nu se supune legii lui Dumnezeu și nu poate să se supune. De aceea, cei ce sunt pământești nu pot să facă lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră. El și-a făcut lucrarea de mântuire pentru noi. A murit pentru noi pe cruce, pentru ca noi să fim mântuiți. Și după ce El s-a înălțat la cer, ca să nu fim singuri, ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. Am auzit și ieri despre aceasta și aș dori ca să continuăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru El. Și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune ca întotdeauna, în tot ceea ce trebuie să facem, în tot ceea ce trebuie să hotărâm, în umblarea noastră pe pământul acesta, să cerem călăuzirea Lui. M-am gândit că de multe ori în viața noastră, când trebuie să facem anumite lucruri, parcă suntem îndemnați să privim ce zice lumea. Și de multe ori nu ne uităm în sus ca să vedem ce zice Dumnezeu despre ceea ce trebuie să facem. De aceea aș dori ca să-i cerem lui Dumnezeu iertare pentru toate clipele, când sfântirea pământească să își facă simțită prezența în viețile noastre și să cerem înțelepciune ca gândindu-ne la ceea ce l-a costat pe Dumnezeu mântuirea noastră să îi cerem înțelepciune ca să putem rămâne lângă El, să ne dea înțelepciune ca întotdeauna să înțelegem șoapta Duhului Său cel Sfânt pe care l-a pus în noi și să-L lăsăm să își facă lucrarea în viața noastră pentru a putea fi plăcut lui Dumnezeu. Cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca noi să fugim de acest lucru și să ne dăm toată silința în a trăi așa cum vrem, ca să putem să fim plăcuți. Ne ridicăm și cu frații de jos. Aș dori ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care a făcut-o în viețile noastre și pentru cum Dumnezeu ce sunt pe care a dorit. Ocupați locurile și vom asculta corul.
pământești, umblă după lucrurile fiind pământești, precum cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și în Galateni găsim scris că cei ce seamănă în Duhul vor să tira din Duhul și cei ce seamănă în firea pământească, din firea pământească pe trezirea. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe noi, să fim din aceea care seamănă în Duhul. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Fiecare dintre noi ne dorim viața. Și Domnul Iisus de aceea a venit pe pământ ca să ne dăruiască viața, să ne dăruiască din bășul. Și să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune și putere ca să nu mai lăsăm firea pământească să lucreze în viețile noastre. Noi nu mai datorăm nimic, pentru că Dumnezeu prin jertfa de la Calvar a câștigat pentru El. Și El ne vrea pentru El. Și putem face lucrul acesta doar ascultând de Duhul Sfânt care a pus în noi. Rămâncindu-ne în cuvântul Său, ca să putem ști ceea ce trebuie să facem și ascultând de El. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Prin jertfa Domnului Iisus ne-a primit acest drept ca să-i spunem lui Dumnezeu Tată. Și aș dori ca să îi fi mulțumitor pentru aceasta. Și tot astfel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul milostește pentru noi cu suspine negreite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El milostește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu. Iată că Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne călăuzește, Cel care ne ajută în ceea ce noi nu putem să facem. De aceea, să venim să-i mulțumim din nou pentru lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Domnul Iisus, să-i mulțumim pentru Duhul Său pe care l-a pus în noi și să cerem înțelepciune ca să lucrăm, să lucreze în viața noastră tot ceea ce trebuie lucrat pentru a putea aduce roadele pe care trebuie să le aducem, care trebuie să se vadă în viața noastră. Ne ridicăm și cu surorile de voi, că ne mântăm cu aceste lucruri.
Filipeni 3 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și apoi se repetă acest lucru în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. Dumnezeu a pus Duhul Său să se locuiască în noi. Și noi nu mai suntem ai noștri. Noi nu mai putem să facem ceea ce vrem noi. Și cum putem face lucrul acesta? Doar cerând ajutorul lui Dumnezeu. Ascultând de Duhul Lui pe care l-a pus în noi. Și dându-ne toată sfința. Ca să putem să-L proslăvim pe El. Noi nu mai suntem ai noștri. Nu putem să facem ce vrem noi, pentru că noi am fost cumpărați cu un preț. Și gândindu-ne tot timpul la prețul acesta, cred că suntem motivați ca să lăsăm Duhul să lucreze în viețile noastre și să putem să trăim pentru El, să-L proslăvim pe El. Aș dori ca să ne ridicăm și cu partea celor de sus, să venim în noi și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui, pentru ceea ce El a făcut în viețile noastre. Să-i mulțumim pentru că El ne vrea pentru El. Și să rugăm să ne dea înțelepciune, ca să vrem și noi acest lucru. Să trăim așa cum vrea El, să putem ajunge în Împărăția Lui. Amin. Timpul nostru de rugăciune cu rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce ce pe noi ispită, ci ne izbăvește de ce rău. Căci Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Rog să ocupați locurile. Vom lăuda pe Dumnezeu cântarea numărul 724, timp în care ne închinăm Domnului și cântarele noastre de bunăvoie, după ce am ascultat corul lăudând pe Dumnezeu și apoi ne pregătim pentru ascultarea cuvântului. Imnul de slavă spre Domnul din cerul, frate și surori, astăzi să-i învățăm, sufletul și viața noastră împreagă cu bucurie să-i închinăm.
veniți să deschideți împreună cu mine cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda lui Iscarioteanul i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl meu în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă și haidem să plecăm de aici. Amin. Amin. Tatăl, declarăm aici că fără ajutorul tău nu putem face nimic. Fără călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, nu suntem altceva decât arame zingăritoare. De aceea te rugăm astăzi, în zi de sărbătoare, să Duhul Tău cel Sfânt se copleșească ființele noastre. Amin. Să stăpânești Tu în inimile noastre, în gândurile noastre, în acțiunile noastre, în tot ceea ce facem, pentru ca numele Tău să fie onorat între noi. Amin. În aceste vremuri, Doamne, în care observăm cum credința dispare, dragostea se răcește, mulțumim că Tu nu te schimbi. Tu ești același ieri, azi și în veci. Binecuvântat să fie numele. Amin. Dă-ne și nouă puterea să rămânem statornici lângă Tine, Amin. Trăind o viață în sfințenie curată, glorificând numele Tău. Amin. Te rog să binecuvintezi adunarea aceasta. Amin. Lucrează prin Duhul Sfânt la înviorarea bisericii, Amin. La trezirea bisericii, Doamne. Iar pentru mesagerul Tău, Doamne, te rog să îl eliberezi de tot ce-i firesc. Amin. Și să lași
ca Duhul Tău cel Sfânt să-L călăuzească, să-L stăpânească. Amin. Și cuvântul pe care Tu vrei să ne-L transmiți astăzi să aibă lucruri importante în viața noastră și în același timp să Te glorifice pe Tine. Amin. Mulțumim că ne asculți, pentru că Te rugăm în numele scump și drag al Domnului Iisus. Amin. 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 Vă rog să vă așteptați. Mulțumim Domnului și pentru această dimineață în care, din nou, prezenți în casa Lui, înaintea Lui, ne putem închina spre slava Domnului și putem fi într-un loc unde să îmbogățim cunoașterea și învățătura noastră în lucrarea pe care Dumnezeu urmărește să o facă în viețile noastre. Suntem în aceste zile în care ne aducem aminte de aceste două evenimente pe care Dumnezeu le-a pus într-un singur moment, și anume pogorârea Duhului Sfânt și înființarea Bisericii. Am citit pentru învățătura noastră în această dimineață acest text care este parte integrantă a predicii Domnului Iisus Hristos din camera de sus. La câteva ore după acest mesaj, Domnul Iisus Hristos va fi răstignit. Dintre cei ce au auzit acest mesaj, singurul care pare să fie în preajma crucii Domnului Iisus Hristos este cel ce scrie aceste cuvinte. Ceilalți au auzit și ei aceste cuvinte. E evident însă că pentru Ioan cuvintele astea au fost ceva deosebit. E singurul care le relatează, pentru că niciunul dintre ceilalți evangheliști nu relatează acest mesaj special al Domnului Iisus Hristos, și este singurul care a făcut pasul de a merge cu Domnul Iisus Hristos până la cruce. El a hotărât să treacă aceste cuvinte prin inspirația lui Dumnezeu, pentru ca astfel și noi să beneficiem de aceste cuvinte, pentru că ele reprezintă un mesaj pe care Domnul Iisus îl are nu numai pentru cei din camera de sus, ci și pentru noi astăzi. Deși primii beneficiari ai acestui mesaj sunt cei din camera de sus. Cei care, așa cum spune Domnul Iisus, au auzit când Domnul i-a zis că se duce. Încă din primul verset al capitolului 14 le-a zis: mă duc la Tatăl. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și ei s-au întristat pentru că El le-a zis că pleacă. Acum însă Domnul Iisus Hristos vrea să le arate că plecarea Lui nu este o plecare în care să se despartă de ei, ci este o plecare care are o semnificație teologică aparte. Pentru că Domnul Iisus Hristos pleacă în forma în care lumea nu-L va mai vedea. Dar ucenicii Îl vor vedea. Și găsim în scrierile Noului Testament că Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat din morți, nu s-a mai arătat oamenilor din lume, ci ucenicilor. Numai lor. Așa spune și în alte părți. Numai nouă. Ioan va avea grijă că atunci când va scrie prima epistolă, să amintească că el scrie ca unul care a stat la masă cu Domnul Iisus, care a pipăit, care a fost în preajmă, care l-a avut pe Domnul foarte, foarte aproape. De fapt, erau atât de apropiați, încât Ioan, câteodată când se prezintă pe sine și legătura dintre el și Domnul Iisus vorbește despre ucenicul pe care îl iubea Iisus, și ucenicul care îl iubea pe
Iisus. E sugestiv că în acest text Domnul Iisus Hristos face o delimitare foarte frumoasă între grupul care îi aparține lui și restul lui. Ba chiar e uimit Iuda, fiul lui Alfeu, nu Iuda Iscarioteanul, e chiar uimit Iuda că Domnul Iisus Hristos promite să se arate cui? Ucenicilor și nu lumii. El s-ar fi așteptat ca Domnul Iisus după învierea din morți, cu toată puterea și biruința lui, să se arate cui? Lumii. Are logică? Sigur că are logică. Omenește vorbind. Logica este, ei au crezut că l-au omorât, el a înviat, prin urmare ar trebui să le demonstreze că sunt nimic față de el. Și ar fi normal să se arate cui? Lumii. Celor ce nu cred. Celor ce nu-l cunosc. Și totuși, Domnul Iisus arată că cinstia aceasta, harul acesta, privilegiul acesta și toate celelalte minunății așezate în textul acesta sunt rezervate unui grup select de oameni. Ucenicii lui și noi. Lumea nu știe, nu cunoaște, nu prețuiește, nu vede. Pe când noi am auzit, știm, vedem, avem o perspectivă și prin ceea ce am auzit, am aflat și am primit, avem o bucurie care nu se stinge niciodată. Și evident, dacă uitați în versetul 28, Domnul Iisus leagă această bucurie de această iubire. Zice, ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, ceea ce am spus eu v-ar fi produs bucurie, nu întristare. Pentru că ceea ce eu v-am spus are legătură cu un plan absolut incredibil, fabulos, pe care Dumnezeu l-are cu privire la voi. Vreau să vă spun în această dimineață că cei ce sunt ai Domnului Iisus Hristos, spre deosebire de cei ce sunt încă în lume, sunt privilegiații Universului. În Universul în care noi existăm, sau dacă vreți, Universurile, aud că sunt mai multe, nici știu cum se zic, în creație, cum se zic. În toată existența aceasta incredibilă, care multe lucruri care există nu pot fi sesizabile cu ochiul liber, cele mai multe, de fapt. Grupul acesta al celor ce sunt ieșiți din lume este grupul celor mai privilegiați. Și textul acesta enumeră pentru noi și vreau să enumăr pentru noi în această dimineață câteva binecuvântări absolut uimitoare, inestimabile, incalculabile, câteva binecuvântări care nu pot fi cântărite pentru că n-au cum. Greutatea lor și frumusețea lor și forța lor este uimitoare. Chiar dacă, și o spun cu foarte multă responsabilitate, mulți dintre noi de cele mai multe ori uităm de ele. Nu ne gândim la ele. Așa au făcut și ei. În afară de Ioan și femeile care l-au însoțit, toți ceilalți care erau în camera de sus au auzit aceste cuvinte, dar au fost zadarnice. Pentru că, deși Domnul, de exemplu, zice Domnul, pentru că eu trăiesc, voi veți trăi. Și la câteva ceasuri, ce-a pățit? A murit. A
Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, voi bate păstorul și turma s-au risipit. Cuvintele acestea absolut spectaculoase, binecuvântările acestea incredibile, n-au însemnat nimic pentru ei. Și au intrat în starea aceea de depresie, de descurajare, de groază, de frică, de teamă. Îi găsim pe cei ce merg la Emaus triși și necăjiți, mai ales că li se spusese duminică de dimineață că a dispărut. Nici trupul nu mai este. Suntem condamnați să trăim o viață la fel de îngustă și lipsită de orizont ca restul lumii, dacă nu învățăm să apreciem ce avem aici. În această vreme, nimeni nu este mai binecuvântat decât noi. Dacă vreți, vă invit să auziți bine ce are textul de spus. Dacă nu, gândiți-vă la ce vreți, nu e problemă. Cei care înțeleg ce spune textul ăsta și apreciază ce spune textul ăsta, sunt oameni care vor trăi bucuria reală a privilegiului pe care îl au. Ceilalți, ca lumea, când îi bine, îți bucuroși, când îi rău, e vai de ei. 1. Prima binecuvântare pe care textul acesta o subliniază în textul nostru este prezența supremă. Prezența supremă. Avem niște expresii absolut extraordinare. Ni se vorbește despre Mângâietorul care va veni, despre Domnul Iisus care va veni, despre Tatăl care va veni. Versetul 23. Noi vom veni la El, vom locui împreună cu El. E așa o prezentare spectaculoasă a unui adevăr care chiar te lasă cu gura căscată. Adică Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt vor locui în mod permanent pentru totdeauna în ființa celui care îl primește pe Hristos. Wow! Duhul va fi în voi, eu voi fi în voi, Tatăl și cu mine vom locui. E unul dintre conceptele care pare să fie foarte greu de înțeles. În epistole, Apostolul Pavel ne reamintește lucrul acesta, arătându-ne că nu există nimic mai glorios și minunat pentru un muritor de rând care a crezut în Domnul Iisus Hristos decât să știe că în El este prezența infinită a Dumnezeului despre care Biblia spune că cerul cerurilor nu-l pot prinde. Totuși el locuiește. Când scrie Efesenilor, Pavel zice, mă rog ca să puteți pricepe. Efeseni, capitolul 3. Plec genunchiul înaintea celui din care își trage numele orice familie. Și mă rog să pricepeți odată pentru totdeauna frumusețea unui adevăr. Hristos locuiește în voi. Colosenilor le spune același lucru. Hristos în voi, nădejdea slavei. Două înștiințări le dă textul. Prima e referitoare la persoanele care vor locui în noi. Și evident vorba de Duhul Sfânt, e vorba de Domnul Iisus și e vorba de Dumnezeu Tatăl. Acolo unde Duhul Sfânt a intrat în momentul credinței, acolo și-a făcut locuință Dumnezeu Sfânt a Treime. Așa cum am auzit și din textul din Corinteni. Trupul vostru este un templu. De ce? Pentru că templul este locul de pe pământ, în care singurul loc de pe pământ
în care a fost prezența lui Dumnezeu. De aceea e tristă cartea Ezechiel. Nu știu dacă ați citit-o vreodată. Este o carte extrem de tristă. E o carte care începe să prezinte niște vedenii. În toate aceste vedenii pe care le primește omul lui Dumnezeu Ezechiel, sunt imagini care arată cum acel nor al prezenței lui Dumnezeu se ridică din templu și încet, încet părăsește Ierusalimul, părăsește Israelul, se îndepărtează și prezența lui Dumnezeu dispare. Suntem cei mai privilegiați oameni, pentru că noi nu locuiește numai Duhul Sfânt, nu locuiește numai Domnul Iisus, ci locuiește întreaga Dumnezeire. E un privilegiu? Contează unde ești. Dacă ești aici pe scaun sau dacă ești în spital. Sfânta Treime e unde ești tu. Au fost cu bătrânii noștri care erau închiși în temnițe. Și făceau temniță grea. Au supraviețuit unii dintre ei. Pe alții Domnul i-a dus acasă, că nu era vrednică lumea să-i lase pe aici. Găsim asta pretutindeni în Scriptură. E uimitor. Iată de ce nici o clipă din viața noastră n-ar trebui trăită în plictiseală și în tristare și disperare. În noi locuiește persoana Dumnezeirii. A doua înștiințare este pricina. De ce locuiește în noi persoana Sfintei Treimi? Domnul spune clar, ca să nu fim orfani. De-aia. Ca să nu fim orfani. În lumea asta, atât de potrivnică, și în vremurile acelea și acestea, în care împotrivirea împotriva lui Dumnezeu era atât de aprigă, e extraordinar de important să știm că niciodată niciunul dintre noi nu va fi singur, părăsit, orfan. Nu există oameni singuri între cei credincioși, chiar dacă n-au pe nimeni lângă ei. Nu există. Chiar dacă n-au pe nimeni lângă ei, au ce este mai înalt în ei. Și n-au cum să mai fie singuri. N-au cum să mai fie orfani. Frumoasă este promisiunea pe care a citat-o Evrei în epistolă când zice: nu te voi părăsi cu nici un. Prezența supremă. A doua binecuvântare este pasiunea supremă. Suntem privilegiați pentru că viața noastră a intrat într-un cerc de iubire și de dragoste care nu are egal. E o iubire care nu are niciun fel de legătură cu ceva ce ai înaintea ochilor și e frumos, e atractiv, ceva ce e pictat în cromatică excepțională, ceva ce ți-a luat pe virile. Astăzi, în lumea în care noi trăim, de obicei, iubirea este izvorâtă din ce văd ochii și din ce place inimii și din linii armonioase. Iubirea despre care textul nostru ne vorbește este mult, mult deasupra. Și întotdeauna este un privilegiu să fii iubit așa cum iubește Dumnezeu și să iubești așa cum așteaptă Dumnezeu.
Permiteți-mi să fac câteva precizări. Prima e arătarea iubirii. Iubirea despre care textul acesta vorbește în versetul 15, din nou în versetul 21, așa cum am văzut în versetul 28, versetul 24. Această iubire despre care ni se vorbește aici este o iubire care deja fusese arătată. În aceeași seară, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor săi așa: să vă iubiți unii pe alții cum? Această iubire este o iubire care deja a fost arătată. A fost arătată în faptul că Domnul Iisus Hristos a venit la noi. Și a venit la noi pentru că ne-a iubit. Uitați-vă în versetul 1 din capitolul 13. Zice acolo așa: ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit, care o fi capătul? Capătul prezentat în textul acesta nu este un final, ci este punctul cel mai de vârf, care a însemnat Golgota, care a însemnat viața pe care Domnul Iisus și-a dat-o din dragoste pentru noi. Prin urmare, această iubire despre care ne vorbește textul e o iubire arătată. Dincolo de arătarea acestei iubiri, aș vrea să vă vorbesc despre așteptarea iubirii. Pentru că cel ce ne arată iubire așteaptă oare ce? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Și asta așteaptă nu de ieri, nu de azi, asta așteaptă din totdeauna. Când Dumnezeu a sumarizat, când în Noul Testament avem sumarizate poruncile, care e cea mai mare dintre toate? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. El este cel care a arătat dragoste. Ioan spune acest lucru și în epistola pe care o scrie, când ne spune că Dumnezeu ne-a iubit pe când eram încă păcătoși. Ei bine, cel ce a arătat iubire pentru noi este cel ce așteaptă iubire. Cu atenție însă vreau să vă atrag atenția și asupra autentificării iubirii. Pentru că Dumnezeu nu se mulțumește cu orice fel de iubire. Și Domnul Iisus Hristos ne atrage atenția asupra acestui lucru. Am avut o discuție cu cineva ieri care formula am fost șocat pentru că mai gândesc și eu la ce nivel de discernământ există, se exprima cam așa: nu contează ce face cineva, contează să-L iubească pe Domnul. E o aberație maximă. Domnul Iisus spune de câteva ori: dacă. Domnul Iisus nu spune: faceți ce vreți voi, important este să mă iubiți. Hai să nu fim naivi. Niciunul dintre noi nu acceptă o iubire de genul ăsta. Spune-mi că mă iubești și fă ce vrei. Niciunul dintre noi nu acceptă așa ceva. De ce am crede că Dumnezeu acceptă așa ceva? Și asta este cea mai gravă realitate pe care o trăim astăzi. Am ajuns la un nivel de discernământ atât de demonic, încât Satana nu are nicio problemă să spunem că îl iubim pe Domnul, dacă în continuare facem... Ei bine, nu-i așa. Să fie clar. Și o mai spun o dată. Nu-i așa. Domnul așteaptă ca iubirea ta să fie autentificată de faptele tale, de acțiunile tale. Dacă mă iubiți,
Nu-i suficient gura! Doamne, te iubim! Nu! Dacă mă iubiți, arătați-o! Eu vi-am arătat! Acum arătați și voi! Așa și Domnul putea să zică, să ne scrie o carte de 10 ori mai groasă decât asta, să ne spună că ne iubește, fără să ne arate în veci. La cine ar fi ajutat? Numai noi ne permitem chestia asta. Să declarăm o dragoste pe care nu o putem, care nu ne-a pătruns, care nu ne macină, care nu ne consumă. O dragoste de pe vârful limbii. O dragoste care ne lasă în continuare să facem ce vrem noi și când vrem noi și cum vrem noi. Să fim mulțumiți, îi spunem. Dacă mă păziți, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Acela mă iubește. Aceeași problemă apare când Iuda acesta pune întrebarea la, dar de ce nu coadă că nu te arăți lumii? Că lumea trebuie să te coadă. Auziți ce Domnul? Dacă mă iubește cineva, a câtea oară e deja? Dacă mă iubește cineva, va? O zic cu tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui. Ce minunăție de cuvânt! Ce minunăție de cuvânt! Atenție însă! Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Legătura este imposibil de desființat. Să nu îndrăznim vreodată să pretindem că iubim pe Dumnezeu. Dacă viața noastră nu indică, nu ne folosește la absolut nimic. Și când vorbim de Dumnezeu, vorbim de Cel care caută și așteaptă de la noi iubire. Cunoaște, știe. Ia cerut lui Avram, testul suprem, nu-i așa? Fiul tău, singurul tău fiu, pe care îl iubești. Testul suprem. Unul dintre cele mai cunoscute și, din păcate, să spun, călcate în picioare texte ale Scripturii este 1 Corinteni 13. Îl auzi folosit peste tot, cu sau fără înțelepciune, că-s cuvinte frumoase. Ce-i frumos la cuvintele alea dacă nu înseamnă nimic? Și că poți să vorbești cât vrei și unde vrei, dacă nu iubești, ești gol. Aramă sunătoare. Poți să ai credință care să mute munții. Dacă nu-i din dragoste, nu-ți folosește la nimic. Poți să-ți dai toată averea la săraci și să-ți dai trupul să fii ars, să fii martir. Fără dragoste? E cea mai mare ipocrizie pe care o trăiește astăzi credinciosul nou testamental. Face ce vrea el cu viața lui, dar țipă în gura mare că îl iubește pe Dumnezeu. Dumnezeu se așteaptă să îl iubim. Suntem cel mai privilegiați oameni pentru că suntem iubiți de Dumnezeu Tatăl și Fiul. Suntem cei mai privilegiați oameni pentru că suntem chemați să ridicăm iubirea noastră de la pământul ăsta care ne mănâncă de vii și să o direcționăm spre Dumnezeul care este veșnic, care trăiește veșnic.
Dumnezeu așteaptă să-L iubim. A treia binecuvântare despre care ne vorbește textul este povățuirea supremă. Povățuirea supremă. Domnul Iisus ne vorbește despre faptul că vine un mângâietor, un duh al adevărului. Din nou se face distinția între lume și noi. Oameni care trăiesc pe aceeași planetă, în același oraș, pe aceleași ulițe. Da? Pe aceleași ulițe. Unii văd, cunosc, sunt privilegiați, alții întuneric beznă. Această povățuire este o binecuvântare incredibilă pe care Dumnezeu a gândit-o din veșnicie și fără care viața noastră n-ar putea fi trăită nicio clipă. În această povățuire, în textul nostru avem trei precizări. Prima se referă la călăuzitorul ceresc, la cel ce a fost trimis să ne povățuiască. Dar termenul pe care îl avem în text, el vă va da un alt mângâietor. Cred că a fost ales mai mult pe bază emoțională decât pe bază lexicală. Că nu așa ne place, să avem pe cineva care să ne pună mâna pe spinare și să ne mângâie mereu, că avem nevoie tot timpul. Nu este corectă traducerea. Dacă vă uitați jos, o să vedeți. Zice grecește paraclet, care înseamnă apărător. Apărător în sensul că fiecare dintre noi suntem atât de ignoranți și în continuare atât de firești, încât e nevoie de cineva care să ne apere și să ne ajute, să ne consilieze, să ne sfătuiască. De fapt, nici traducerea aceasta nu este cea mai corectă. Ideea, de fapt, a textului este para, înseamnă ceva ce merge alături, ceva ce e paralel. Kaleo e chemare. E cineva chemat să meargă alături de noi, să ne povățuiască. Este ceresc, este divin, Biblia numește Duhul Adevărului, Duhul Sfânt. A doua precizare este călăuzirea concretă. Domnul Iisus arată modul concret în care Duhul acesta ne va călăuzi. Versetul 26. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, cum ne călăuzește? Vă va învăța, în cum cuvânt? Toate și mai unul. Toate lucrurile. Cum călăuzește Duhul? Învățând. Când stăm aici în casa lui Dumnezeu, cu cuvântul deschis, când stăm în casele noastre cu cuvântul deschis înaintea lui Dumnezeu, citim, studiim, ascultând, Duhul Sfânt ne călăuzește învățându-ne. Așa cum am văzut și aseară, înțelepțind mintea noastră, gândirea noastră, capacitatea noastră de a discerne lucrurile. Și dincolo de acest adevăr pe care Duhul Sfânt vrea să ne-l așeze în inimă, ne spune textul că El va face în continuare o lucrare. Și anume, vă va aduce aminte. Sensul prim este pentru ucenici care au fost în preajma Domnului Iisus Hristos și care au auzit învățăturile Lui direct de la El. Dar există un sens și pentru noi.
Pentru că ucenicii au așezat aceste cuvinte ale Lui unde? În Scriptură. Și un om care se îndeletnicește cu Scriptura nu trebuie să fie neapărat cu ea în față în orice situație. Dar pentru că este în Scriptură, prin Duhul Sfânt, suficient de mult. În fiecare situație. Ghici ce face Duhul Sfânt? Ghici. De nicăieri. De nicăieri. Îți vine învățătura, cuvântul, versetul. Sigur, această aducere aminte nu înlocuiește ascultarea, pentru că Domnul Iisus zice, ce le-am zis. Asta nu înseamnă că ei nu trebuiau să asculte când Domnul le-a vorbit. Ei trebuia să fie atenți, să audă, să asculte până la capăt învățătura. Dar e evident că nimeni nu poate memora pe toată. Dar când ajungi în momentele în care ai nevoie, pentru că prin Duhul Sfânt ai citit, ai auzit, ai luat aminte, ai studiat, când e mai mare nevoie, ghiși ce face Duhul Sfânt? Îți aduce aminte. Nu e un privilegiu? Călăuzitul conformat e a treia precizare. Se vorbește despre faptul că cel care este călăuzit este unul care cunoaște. Îl veți cunoaște, îl cunoașteți, rămâne cu voi, lumea nu-l cunoaște, lumea nu vede, lumea nu știe. Prin ce ne deosebim noi de lume? Cunoaște. E un privilegiu să cunoști? Foarte mare. De câte ori privesc ce se întâmplă din punct de vedere religios în această țară, trăiesc două sentimente adânci. Tristețe foarte adâncă. Când văd în ce întunecime se bălăcesc oamenii religioși din țara asta. Că măcar cei nereligioși nu, măcar nu plătim nimic. Trăiesc însă și o mare bucurie. Pentru că din mocirla aia Dumnezeu mie mi-a dat lumină să ies. Să nu trăiesc în același mocir. Și ăsta e un privilegiu. Pe care l-am eu și l-am aveți și voi. Prezența supremă, pasiunea supremă, povățuirea supremă, permanența supremă. Ce mă uimește la textul acesta este că înainte cu câteva ceasuri de a muri, Domnul zice așa, mă veți vedea, versetul 19, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Veți trăi. Viața voastră e o viață care nu se sfârșește, care nu se oprește. Viața voastră e o viață care depinde de mine. Și pentru că eu sunt viu, deși după câteva ceasuri, avea să moară. E evident că se referea la înviere. La înviere. Pentru că așa cum ne spune Scriptura, a treia zi va învia. Și Hristosul viu ne vorbește despre certitudinea vieții. Acestea sunt cele două anunțuri ale versetului. Primul este, eu trăiesc. Hristos e viu. Hristos e viața. Și privilegiul nostru este că cei ce-L avem pe Hristos, avem certitudinea vieții.
că eu trăiesc și voi veți trăi. Cuvintele din Romani 8. A, da, zice, trupul vostru va muri. Așa, așa e rânduit de sus, din pricina păcatului veți muri. Dar cel ce l-a înviat pe Hristos din morți va învia pe cei ce au crezut. Ce privilegiu este să umbli în lumea asta știind că vei trăi veșnic. Că vei umbla veșnic în prezența lui Hristos, care este prezent în noi astăzi și cu care ne vom însoți în veșnicie. Ultima binecuvântare și poate, nu știu cum ar zice, singura pe care noi am apreciat-o așa ca oameni pe pământ, este pacea sufletului. Vă dau pacea. Vă las pacea mea. Aici voi toți tresărim. Că toți am vrea să avem pace. Vă atrag însă atenția că e ultima în textul nostru. Pacea e o binecuvântare care derivă din celelalte. Pacea supremă e a noastră pentru că El este cu noi. Pentru că Sfânta Treime locuiește în noi. Pacea supremă este a noastră pentru că suntem povățuiți de Dumnezeu. Pacea supremă este a noastră pentru că iubim pe Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește pe noi. Este o pace care rămâne cu noi și care nu pleacă de la noi. Enumăr câteva aspecte. Prima este stăpânul păcii. Vă dau pacea mea. A doua e sursa păcii. Vă dau. Eu vă dau. Nu lumea. Și din nou, observați contrastul. El și noi și de cealaltă parte, lumea. Care nu știe ce asta. N-are cum. N-are de unde. E uimită când vede așa ceva. 3. Superioritatea păcii. Zice că și lumea are un fel a ei de a căuta pacea. Dar pacea pe care o dă lumea nu se poate compara cu pacea pe care o dă Dumnezeu. Soliditatea păcii. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce. Dacă m-ați iubit, v-ați fi bucurat că v-am spus, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Sigur, asta nu înseamnă că Tatăl și Fiul nu sunt una. În rolurile lor, Dumnezeu Tatăl are un rol, Dumnezeu Fiul altul și Dumnezeu Duhul Sfânt altul. Dar ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este că această pace pe care El o dă este solidă pentru că El urmează să meargă la Tatăl. Și pacea va veni direct de la cine? De la Tatăl care este mai pace solidă. Nu-i superficial. Nu e o pace care în orice împrejurare s-a dus, s-a dispărut. Când ești nervos, gata, ai uitat de ea. Când ești la nanghie, nu mai pare. Reamintesc. Ucenicii n-au luat aminte la aceste cuvinte pentru că unul singur a rămas. Restul au pierdut. Pentru că n-au știut să aprecieze frumusețea acestor cuvinte. Ultimul aspect este scopul păcii. E un dublu scop. Ați văzut? Primul, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ăsta e primul. Ați auzit că mă duc și v-ați întristat, v-ați tulburat. Încă din primul verset al acestui capitol zice, să nu vi se tulbure inima.
Vă spun lucrurile astea ca să credeți și să nu vi se tulbure inima când se întâmplă, adică în perioada imediat următoare. Al doilea obiectiv este, vine potrivnicul, vine stăpânitorul. Vine cel mai mare dușman al vostru. Vine cel ce n-are absolut nimic în mine. Și pentru că n-are nimic în mine, nu mă suportă nici pe mine și nu-i suportă nici pe cei ce sunt ai mei. Pentru că cei ce sunt ai mei, nici în ei Satan nu are. N-ar trebui să ai de nimeni. Și în furia lui, așa cum spune Petru, dă târcoale. Ei, pacea mea vă ține tare. Potrivnicul meu e și al vostru. Dar nu trebuie să vă spăimântați, nu trebuie să vă îngrijorați, nu mă trebuie să vă îngroziți. Da, el își face lucrarea lui, el vine, zice el, toată această lucrare e făcută în așa fel încât lumii să îi se poată dovedi că Iisus Hristos este Domnul. Este venit să împlinească un plan măreț, planul lui Dumnezeu. Ei bine, și astăzi, când potrivnicul dă târcoare, pacea aceasta ar trebui să fie stabilă, reală, sigură, pentru că e pacea care vine de la Cel ce este mai mare decât oricine altcineva. E adevărat, atacurile lui se întețesc, sunt tot mai multe, le vedem la toate nivelele. Și parcă progresează din ce în ce mai mult, parcă are reușită. Nu-i bai. Nu vă temeți. Nu vă spăimântați. Nu vă îngroziți. E adevărat. Lumea o să arate din ce în ce mai rău. Ne spune asta Biblia, evident. Cei răi vor merge din rău în mai rău. Nu vă spăimântați, nu vă îngroziți, nu vă fie frică. Pacea lui Hristos, care întrece orice pricepe, ne păzește și în situația asta. Ei bine, acestea sunt binecuvântările la care ar trebui să o luăm aminte. Și vreau să vă spun că dacă nu urmăm exemplul lui Ioan, dacă urmăm exemplul celorlalți ucenici și aceste binecuvântări trec pe lângă noi ca și când n-ar însemna absolut nimic, suntem sortiți acelorași căderi, acelorași îndepărtări, aceleași momente de întristare neghioabă, nenecesară. Avem ce lumea nu are și nici nu poate avea. Suntem ce lumea nu poate fi și n-are cum să fie vreodată. Lumea are toate motivele să fie îngrijorată și descumpănită. Nu noi. Nu noi. Prezența supremă, pasiunea supremă, povățuirea supremă, permanența supremă și pacea supremă sunt binecuvântări pe care nu le puteți cumpăra. Aveți grijă, dacă le aveți, să nu le ratați. Nu le ratați. Bucurați-vă de ele în fiecare zi. Trăiți această bucurie permanent și așteptați. Iisus Hristos vine. E aproape. Domnul să ne dea înțelepciune prin Duhul Sfânt. Să ne bucurăm de toate aceste binecuvântări. Duhul Sfânt să ni le amintească din nou și din nou. Și să ne ajute să le trăim în fiecare zi. Amin. Vă rog pe Dumnezeu cu prima strofă din cântarea 249, după care vă rog pe carte de Ilie Adrian Simion. Pe carte de Filip Costa, să ne conducă în rugăciunea aia cu el. Orice simțire am pe Iisus, asta mă face așa voios.
Că sunt moștenirea cerului înalt și mântuire ca în afară. Mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta în viața noastră. Știm că nu suntem vrednici, știm că nu merităm, Doamne, dar îți mulțumim pentru că iubirea Ta a îndeplinit, Doamne, pretenția Ta, Doamne, și îți mulțumim că de aceea poți să locuiești în noi, Doamne. Am dorit, Doamne, să ne dai înțelepciune ca să nu uităm niciodată cât de mult ne-ai iubit, Doamne. Rugăm frumos să ne dai înțelepciune ca să știm și noi să Te iubim pe Tine așa cum se cuvine. Am dorit, Doamne, ca iubirea noastră să nu fie doar niște vorbe în vânt, Doamne, ci iubirea noastră să fie trăită în fiecare zi. Amin. De aceea dorim, Doamne, ca să ne dai înțelepciune ca să cunoaștem cuvintele Tale. Amin. Am dorit, Doamne, să ne dai înțelepciune ca să le lăsăm să schimbe întreaga noastră ființă, Doamne. Amin. Să lăsăm, Doamne, să locuiască cuvântul Tău din belșug. Amin. Dorim, Doamne, ca astfel Tu să poți să-ți finalizezi lucrarea în viața noastră. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești Cel care ne dai pacea. Și am dorit, Doamne, ca să știm să trăim în pace, Doamne. Amin. Să nu ne lăsăm tulburați de orice se întâmplă în această lume, Doamne, ci întotdeauna să prețuim prezența Ta în viața noastră, Doamne, și să ne gândim cu mare bucurie la momentul în care ne vom întâlni, Doamne, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate binecuvântările de care ne faci parte și dorim să fii lăudat prin noi. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc,